Aceștia sunt cei mai comozi balerinei mei. Dar cum îi port mereu, m-am cam săturat de ei. Așa că mi-am zis, Alex, vino cu o mini-soluție. Și deja o am! O broșă super tare ca să dăm un alt aspect balerinilor. Uitați cum arată! Nu-i așa că par alții? O să vedeți cât de ușor e să-i facem. Dar cum o să coasem, cereți ajutorul unui adult. Vom avea nevoie de fetru alb și roșu, tul, o agrafă, ac și ață, panglică roșie cu buline, o bucată de panglică mai îngustă, lipiș pentru stofă și o farfecă. Luăm cele două dreptunghiuri de fetru. Observați că cel alb e cât jumătate din cel roșu. Mai întâi îndoim dreptunghiul în două și coasem marginile. Cu ajutorul farfecii facem niște crestături mici și dese. Repetăm același proces cu fetrul alb și ca să-i dăm o notă sofisticată, adăugăm o bucată de tul. Apoi aplicăm lipici pe fetrul alb, exact pe lungul cusăturii. Și apoi îl rulăm cu degetele cu grijă. Apoi rulăm fetrul roșu peste cel alb. O floare, nu? Acum mai trebuie doar să lipim tulul. Pentru asta, întoarceți-l invers. Iar acum o să ne ocupăm de partea din spate. Lipim panglica cu buline în formă de V pe cercul roșu, iar pe partea cealaltă coasem panglica îngustă, dar doar pe margini. Acum lipim cele două piese. Și un truc mini. Tăiem vârfurile panglicii în diagonală ca să iasă perfect. Și adăugăm agrafa. Nu-i așa că par alții? Dacă vreți să revedeți totul pas cu pas, consultați blogul nostru Mini and You. Ne vedem la următorul moment mini! Bye, bye! Oh, 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 oh!